nimic fără Dumnezeu, o călătorie împreună. Cine sunt? De ce sunt? Cine e Dumnezeu? Ce treabă am eu cu Dumnezeu? Ce treabă are El cu mine? Prieten, aș vrea să vorbim astăzi despre un pic, despre porunci. Deși cuvântul poruncă face trimitere mai mult la interdicție, poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Am amintit undeva în tracăt, într-unul din episoadele trecute, despre cele 10 porunci. Primele 4, relația mea cu Dumnezeu, reglementează relația noastră cu Dumnezeu, a mea cu Dumnezeu. Următoarele 6, relațiile dintre noi și oferă un anumit conținut de calitate relațiilor noastre. Într-una din aceste porunci auzim o interdicție. Porunca este poruncă nu pentru că interzice ceva rău, ci e rău să faci acel lucru. Zilele trecute am fost cumva oprit în loc de o anumită perspectivă a unui părinte care a zis așa: nu este rău să fii ucis. Nu este rău să fii ucis. Wow! Adică ce vrei să spui? Nu, deci pentru că pentru creștin moartea nu înseamnă sfârșitul, înseamnă oportunitatea trecerii dincolo. În sfârșit am ocazia să trec dincolo, să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Nu este rău să fii ucis. Este rău să ucizi. În primii ani de credință creștină, creștinii își doreau moartea ca mărturie, formă de mărturisire a lui Dumnezeu. Ne aducem aminte de Policarp al Smirnei, un ierarh, un întâist, un bătrân al unei biserici, care scria în stânga și în dreapta, în drum spre martiriul lui la Roma, despre dorința lui de a fi măcinat de dinții fiarelor la Roma. Considerat-o inconștiență. Îți vrei moartea? Nu-ți vrei moartea? Nu. Ci moartea cu un anume sens. Moartea dintr-o anumită cauză, nu neapărat ideologică, ci moartea ca mărturisire a iubirii de neclintit față de Dumnezeu, cel care m-a izbăvit. Dar interdicția aceasta de a nu ucide poate fi văzută nu doar simplist, așa, nu ucizi, să nu scoți, să nu ucizi, să nu strânești războaie, să nu... Uciderea are foarte multe forme și este rău să ucizi. Poți ucide pe cineva tăindu-i aripile, tăindu-i orizontul. Poți ucide pe cineva negându-i potențialul pe care i l-a dat Dumnezeu. Poți ucide pe cineva în visele lui. Poți ucide pe copil în pântecele mamei lui. Tragic, dureros. Nu poate fi explicat. Poți ucide în multe forme. Această poruncă nu e o poruncă simplă, nu se referă doar la uciderea celui pe care tu nu l-ai zidit. Uciderea poate fi bârfa, defăimarea, o formă de ucidere. Sfântul Ioan Gură de Aur o numește ucidere mișelească, mai rea decât păcatul porneo, pornirea desfrenată. Bârfa e o formă de ucidere, defăimarea, o formă de ucidere. Cele 10 porunci, privite simplu, simplist, așa ca interdicție, uite ce ți interzice Dumnezeu să faci și uite ce îți spune să faci, de fapt conțin în ele potențial de vedere și de înțelegere adecvată a ceea ce am primit de la Dumnezeu. Ce fel de viață ne dorește El? El nu ne interzice, nu ne spune, nu avem voie să facem acele lucruri, negându-ne libertatea. Omul, în aroganța lui, alege și face lucruri împotriva voii lui Dumnezeu. Nu e atât de simplu. Interdicția aceea e, de fapt, o expresie a grijii lui Dumnezeu față de mine. Când Dumnezeu îmi interzice să fac, îmi spune să nu fac un lucru, îmi interzice să fac un lucru, El îmi arată că acel lucru îmi face rău. Prieteni, atât deocamdată,
despre să nu ucizi, dar vom reveni asupra fiecărei porunci din legea veche, foarte actuală astăzi, acum, pe curând.